ați venit la o întâlnire pe tema educației juridice. Mă numesc Cristi Danelet, sunt judecător. Din 1998, adică din secolul trecut. Așa. Și am două fete mari, una de 14 ani, una de 17 ani. Și merg deseori în școli și licee pentru a mă întâlni cu tinerii, să discutăm câteva chestiuni din viața de zi cu zi, despre reguli, despre legi, despre drepturi, adică lucruri plăcute, dar și despre lucruri mai puțin plăcute, cum ar fi despre obligații, despre interdicții, despre ce nu avem voie să facem și ce pățim dacă o facem prostioare. Acum, legea în România spune așa, că până la 14 ani copiii cam pot face ce vor, așa. Dar de la 14 până la 18 ani, copiii, considerați minori din punct de vedere al legii, sunt responsabili pentru faptele lor. Adică dacă ei comit niște acțiuni mai dure, sancționate de lege, atunci ei trebuie să ajungă în fața unui judecător. Ele se face dosar penal, sunt amuriați, sunt investigați, adună probe și ajung să fie trași la răspundere de către un judecător. Ei, pentru lucruri mai puțin grave, copiilor între 14 și 18 ani se poate da o amendă de către polițist. Asta ar fi cel mai simplu. Iar de la 18 ani în România ești considerat adult. Răspunzi întocmai ca și un adult. Ei, ce se întâmplă cu adulții care comit fapte rele? Păi depinde de fapte. Dacă sunt fapte înscrise în această lege, în codul penal, adulții ajung la închisoare. Codul penal este o lege extrem, extrem de complicată și, ia uite, și destul de voluminoasă, în care sunt scrise toate faptele pe care nu avem voie să le comitem, altfel ajungem la închisoare. Vorbim aici despre omor, despre viol, despre furt, despre tâlhărie, despre faptele de fals, despre faptele de corupție, despre faptele de violare a vieții private, despre faptele care se pot comite în timpul războiului, de exemplu, despre faptele împotriva justiției, despre faptele împotriva funcționarilor. O grămadă de capitole avem aici. Și despre droguri, uite, am uitat, despre droguri, despre trafic de persoane, despre trafic de arme, toate faptele astea sunt înscrise aici. Dacă le comitem, adulții ajung în închisoare. Uneori este să știți că faptele grave sunt comise și de către copii, adică de către cei între 14 și 18 ani. Să știți că în România, odată la 3 zile, avem un dosar cu un copil care omoară pe cineva. În România, odată la 3 zile, avem un dosar cu un copil care agresează sexual pe cineva. În România avem câte un dosar în fiecare zi cu un copil care comite o hoție sau o tâlhărie. Deci lucrurile astea se întâmplă. Noi le vedem din dosarele care ajung la noi. Evident, sunt și fapte care nu pot fi probate și nu ajung niciodată în fața unui judecător. De ce trebuie să știm noi lucrurile astea? E simplu, ca să rămânem în libertate. Deci atâta timp cât noi respectăm regulile din jurul nostru, suntem în libertate. Cei care nu respectă regulile, le punem cătușile și trimitem la mititica, la răcoare, la beciul domnesc, la facultate. Se mai spune închisori și facultate. De ce? Și că acolo înveți foarte multe chestii. Și scrie o carte. Scrie o carte. Da, plagiesc, cred că o carte. Eu vreau să spun că în penitenciare, situația nu este deloc favorabilă pentru cei care ajung acolo. Adică unii care sunt săraci acasă, o să dea în penitenciar niște chestii bune, gen ai copică, ai căldurică, ai loc unde să dormi, pentru ei convenabil. Pentru cei care au o condiție medie sau foarte bună de viață, să ajungă în închisoare un adevărat chin. De aceea ei ar prefera să plătească ca să nu stea în închisoare. Dar ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar putea plăti ca să nu stea în închisoare? Adică cei care și-ar permite să cumpere libertatea, ar plăti și ar sta în afară și ar face alte infracțiuni. Cu alte cuvinte, oamenii bogați întotdeauna ar încălca legea. Pentru că și-ar permite să stea în libertate. De aceea legea spune că nimeni nu este deasupra ei și că toți suntem egali la fața legii și că toți trebuie să răspundem. Deci în fața mea ca judecător nu contează că ești bogat sau sărac, că ești femeie sau bărbat. Nu contează că ești funcționar înalt sau ești o persoană, un șomer. Pentru mine nu are importanța asta. Eu sunt obligat prin lege să te tratez egal. Și să mă uit doar dacă legea spune că fapta pe care comisia l-a interzisă și dacă am dovezi. Prin urmare, judecătorul nu poate să dea el hotărâri după cum crede. Judecătorul trebuie să dea hotărâri doar după cum legea spune și dosarul arată. Într-un dosar, noi trebuie să avem dovezi.
Ce dovezi trebuie să avem că o persoană a comis o infracțiune? De exemplu, infracțiune de corupție. Ce dovezi ar trebui eu să am? Așa, ar trebui să am niște acte. De exemplu, un extras bancar din care se rezulte că de la tine, care da mita, tu ai scos niște bani din bancă și a intrat în contul meu. Și scoate poliția, scoate sau procurorul, scoate acte de la mine din bancă care să dovedească că eu am primit niște bani. Și atunci mă pune să le explic, nu? Alte dovezi. La contract nu, mai puțin probabil că am un contract. Atenție, la limite ca să fac ceva ilegal, deci n-aș avea acel contract. Un flagrant? Așa, un flagrant, da? Poliția și procurorii află când este ziua și locul în care se va da mita și vin, instalează o cameră, pun niște microfoane și organizează un flagrant, nu? Să chem niște microfoane. Da, da, da. Sau ai o persoană, un denunțător, care vine la poliție și spune, uite, un cutare funcționar sau un profesor sau un judecător mi-a solicitat minte. Ce trebuie să fac? Și atunci ăștia îi pun repede microfon și îl trimit cu bani însemnați pe care scrie minte, îi trimit, da, du-te și dă-i minte că noi îl prindem. Așa se fac lucrurile astea. Sau interceptări. Telefon sau mesaj. Dacă avem suspiciuni că o persoană urmează să comită o infracțiune, avem, judecătorii pot să dea autorizație pentru a fi interceptate acele telefoane și noi în felul ăsta să ne adunăm probele necesare pentru a descoperi toată rețeaua de suspiciuni. Ei, astea sunt dovezi. Tot astfel avem și dovezi în cazul unei infracțiuni violente. Fie că vorbim de lovire, fie că vorbim de viol, fie că vorbim de o tâlhărie. Întotdeauna când avem o violență, ne trebuie niște acte medicale. Unde mergem? La care medic mergem? Medicul legist. Exact. Doar să mergem la medicul stomatolog, nu? Deci mergem la medicul legist ca să constate pe corpul nostru urmele infracțiunii. Și în funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale, eu fac o încadrare juridică. Adică mă uit în textul de lege și văd. Dacă n-am nicio zi de îngrijire medicală, fapta se numește lovire. Dacă am peste 90 de zile, fapta se numește vătămare corporală gravă. De ce trebuie să știu lucrul asta? Pentru că codul prevede pedepse pentru fiecare infracțiune. Pentru fiecare infracțiune am o pedeapsă distinctă. Ia citește, de exemplu, definiția de la, ar spune, articolul și demnitatea. Hai! Articolul 233. Articolul 233, tâlhăria. Așa. Furtul săvârșit prin întrebunțarea de violențe sau amenințări, ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebunțarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii, ori pentru ca făptuitorul să își asigure scăparea, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Ajunge. Acum spunem ce este rezultatul textul ăsta. Efectiv, cum ai înțeles tu? Dă-mi un exemplu. Dacă tâlhărești pe cineva? Da, dar cum? Când tâlhărești, că efectiv, codul ți-a spus în ce constă tâlhăria. Ce înseamnă să tâlhărești? Așa zic? Lovire. Așa? Păi te-am lovire, dar cum ce lovire? Și? Lași urme, atât fizice cât și fizice. Asta e lovire. Tâlhăria parcă mai mult. Tâlhărie e să fure o persoană și să o agresezi în același timp. Așa. Deci am nevoie de lovire, de care voi ați spus, și am nevoie și de furt, de care l-ați spus. Deci dacă te lovesc, e lovire. Eu și mai. Dacă îți iau telefonul mobil, e furt. Dar dacă te lovesc și îți iau telefonul mobil, atunci ai tâlhărie. Mă înțelegeți? La fel este tâlhărie dacă tu te dai în altă parte, eu ți-am luat telefonul mobil, fug, tu mă urmărești și eu mă întorc și te lovesc. Bun, este deja în posesia mea. Dar eu folosesc violența ca să-l păstrez. Sau, de asemenea, tâlhărie este dacă eu spun așa, dă-mi telefonul mobil că altfel te bat. De amenințare. Și ea de frică îmi dă telefonul. Deci nu-l mai fur. Nu-l mai iau eu. Dar mi-l dă ea de frică. Și atunci este tot tâlhărie. Înțelegeți? Dar nu este tâlhărie dacă eu îi spun așa, dacă mâine nu mi-aduci 100 de mii de lei de acasă, o să dau pozele cu tine, alea indecente, pe internet. Cum este? Șantaj. Spre deosebire, dacă îi spun acum, dacă nu dai telefonul, îi bătai. Înțelegeți? Este o diferență. Pentru că tu ai timp să spui, auleu, ce mă fac, o să dea pozele cu mine și așa mai departe. Aia e o altă faptă, șantaj. Șantajul într-o parte a codului, tâlhăria în altă parte a codului. Tot aici în cod scrie, de exemplu, că nu ai voie să faci poze cu tableta acasă la mine și să publici pe internet pozele fără acordul meu. Este violarea vieții private. N-ai voie nici să mă registrezi și să mă dai pe internet fără acordul meu. De ce? Pentru că omul are viață privată. Dar dacă acea persoană te agresează verbal... Ai voie. Dacă se comite o infracțiune împotriva noastră și noi avem un device cu care înregistrăm fapta, acest lucru va putea fi folosit foarte bine în instanța de judecată. Pentru că e ceva ce se întâmplă ție
și tu produci o probă, tu ai o dovadă că s-a comis o faptă împotriva ta. Te rog. Persoanele publice pot fi filmate. Persoanele publice pot fi filmate, atenție, când sunt în locul în care el își desfășoară activitatea publică. Eu ca judecător, de exemplu, nu pot să fiu filmat când sunt cu copiii mei prin parc. Pentru că este viața mea privată de familie. Nimeni nu are voie să o dezvălui. Decât dacă eu vreau să o pun pe Facebook, viața mea, e treaba mea. Și atunci tu n-ai decât să șeruiești. Dar n-ai voie să mă urci. În judecătorie, da, pentru că este un locul în care eu îmi exercit profesia. Numai pentru că în judecătorie vin uneori și persoane private care au doar propriile lor probleme și nu vor să apară în filmare. Eu îți permit ție presei să mă filmez pe mine ca judecător pentru câteva minute, după care spun, nu mai filmați, că de acum discutăm cu părțile. O să-mi spună date cu caracter personal, le apare figura lor în fotografie și oamenii nu sunt întotdeauna încurajați să fie fotografiați într-o sală de judecată. De exemplu, vin persoane care divorțează. Asta e o chestie privată, nu trebuie să afli foarte multe detalii despre acele aspecte, uneori intime, dureroase din viața unui familie. Ei, în sala de judecată, să știți că vin uneori minori. Minorii vin că au și probleme. De exemplu, sunt minori agresați, bătuți, violați, tâlhăriți. Și atunci au nevoie să fie aduși în sală de judecată, să le explice judecătorilor prin ce au trecut. Ca judecătorii să știe ce sancțiuni să aplice infractorilor. De asemenea, sunt minori care vin la noi în sălile de judecate ca și agresori de delincvența juvenilă. Și atunci avem nevoie cei între 14 și 18 ani să-i audiem după niște reguli speciale și să vedem care sunt măsurile cu privire la ei pe care le putem lua. Pe minorii care violează sau tâlhăresc sau omoară, nu-i putem lăsa în libertate. Nu-i putem lăsa nici la școală, nu-i putem lăsa nici acasă în familie, nu-i putem lăsa nici pe stradă. Trebuie să-i ducem, să-i izolăm, să-i închidem undeva. Deci până la 18 ani te-am luat și te-am închis într-un centru special de detenție pentru minori. Unde ai un program educativ acolo și ești păzit tot timpul și nu ai acces la Facebook. După ce împlinești 18 ani, trebuie la închisoarea pentru adulți. Este evident, da? Ei, mai vin uneori copiii la noi pentru probleme care nu au legătură cu codul penal. De exemplu, când divorțează părinților. De ce vin copiii la judecător? Ca judecătorul să stabilească la care părinte trebuie să rămână acel copil. Și dacă are peste 10 ani, peste 10 ani este obligatorie audierea copilului. Până la 10 ani copilul poate să nu fie prezent. Dar de la 10 ani în sus, copilul trebuie invitat și să stea de vorbă cu judecătorul. Însă, atenție! Niciodată copilul nu trebuie să aleagă. Nu. Pentru că judecătorul va decide. Fără să-l întrebe pe copil, tu pe care părinte îl alegi? Îți spun un secret. Tu ai doi părinți și în continuare după divorțul lor? Ei vor fi tatăl și mama ta. Și după divorțul lor. Deci tu n-ai ce să alegi. Cu odată ce ei te-au născut, te-au produs și te-au născut, tu ești ai lor. Da? Te rog. Dar nu că judecătorul pune niște întrebări care să... Să vadă care părinte s-a preocupat mai mult, dacă nu cumva minorul este violentat în familie. Să vadă dacă părinții amândoi se preocupă sau unul este mai mult plecat și unul stă mai mult cu el. Adică să vadă, de fapt, mediul familial în care copilul trăiește și crește, ca să poată decide asupra viitorului lor. De ce? Judecătorul este obligat după lege să urmărească întotdeauna interesul copilului. Și interesul copilului care este? Să fie cât mai mult timp împreună cu părinții săi, așa? Așa. Dar părinții săi nu sunt mai împreună, ei nu mai sunt împreună. Te rog. Dacă minorul are 15 ani, da, și spune în mod clar, eu vreau cu mama. Și pentru că... Toți copiii vor cu mama. Mă rog, bine, da, da, să zic. Și judecătorul va trimite la tată. Asta este. Dacă sunt părinți buni la suflet și le pasă într-adevăr de copilul lor, o să facă tot ce este mai bine pentru copilul lor. Și anume, nu o să-l împiedice pe celălalt părinte să aibă acces la copil. Deci copilul meu rămâne la mine, dar eu îți permit ție, mamă, de exemplu, să te întâlnești când vrei cu el, să vorbești la telefon când vrei. Asta înseamnă, de fapt, dragoste de părinte. Da? Să-i dai copilului permisiunea de a fi cu celălalt părinte oricând. Din păcate, însă, în România este un război continuu între părinți. Și războiul ăsta se reflectă asupra copiilor. Și noi suferim, noi copiii suferim atunci când suntem într-o astfel de situație. Din păcate, în România, noi nu avem o concepție asta de custodie comună. Ea s-a introdus recent în legislația românească și încă nu suntem obișnuiți cu ea. Asta înseamnă că părinții trebuie să se ocupe în control de copii și după divorțul lor. Dar asta mai trebuie cu toții să învățăm. Mai vin uneori copiii la noi pentru probleme la școală. De exemplu, recent a ajuns un copil care a înjurat un profesor pe Facebook.
Și profesorul a făcut o captură de ecran, un print screen de pe Facebook și l-a dus la judecător. Și judecătorul l-a chemat pe copil și văzând că este minor, a chemat și pe părinții lui. De ce? Legea spune așa, că până la 14 ani, pentru prostioarele pe care le faci tu, plătesc părinții. Deci părinții în locul tău, între 14 și 18 ani, vii împreună cu părinții, te rog. Dar aici cum se poate dovedi că Facebook-ul acela este chiar adevărat al... Da, poate deci, foarte simplu. Bun. E adevărat că poate să fie și fake. E adevărat că poate să fie fake. Sau spart. Da. Dar în momentul în care tu ți-ai pus poze cu tine, de ieri, ai și numărul de telefon acolo, ai replici care îți aparțin ție, ai comunicat cu niște prieteni... Cum se poate dovedi că acele replici da. Auzi, nici nu trebuie eu ca cel jignit pe internet să dovedesc că tu ești persoana de acolo. Ci tu trebuie să dovedești că nu ești cel de acolo. Înțelegi? Deci n-ai decât tu să te ocupi și să demonstrezi că Facebook-ul care poartă numele tău, care poartă toate datele tale de identificare, care poartă profilul tău în poză, să dovedești cu Facebook-ul că profilul ăla nu e al tău. Deci șmecherii de asta de a evita răspunderea, cunosc o grămadă. Dar n-am cunoscut pe cineva care spune, da, domnule, e al meu, am înjurat profesorul, vreau să mă scuzați. Înțelegi ce zic? Deci hai atunci când comitem o prostie, să nu găsim o cale oarecum să fac să nu fiu tras la răspundere. Hai să spun, da, domnule, eu într-adevăr îmi asum. Am spus, Cristi Danileț este un prost. Îmi asum lucrul ăsta. Și iar eu o să spun, tu n-ai voie să zici chestia asta chiar dacă o gândești. Iar tu o să ne spus, cum? Că e libertate de exprimare. Asta înseamnă Constituția, am de voie să spun tot ceea ce gândesc. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Constituția îți permite să gândești tot ceea ce vrei tu, dar nu să spui tot ceea ce vrei tu. Pentru că uneori atunci când spunem, jignim oameni. Sau îi calomniem. Știți diferența între insultă și calomnie? Îl insult când spun Cristi, dar Danileț este un prost. Asta e insultă. Da? Mi-aduce atingere demnității mele, onoare mele. Dacă ai spus Cristi, dar Danileț este un corupt, adică mă acuz de o faptă care dacă ar fi adevărată ar trebui eu să intru la închisoare, asta e foarte grav. E calomnie. E mult mai grav. Și atunci... Și judecătorul când te obligă pe tine la despăgubire, adică să plătești niște bani celui jignit sau calomniat, se va orienta în funcție de fapta pe care tu ai comis-o. Tânărul nostru, elev care o înjura pe profesor, a fost obligat să-i plătească profesorului 500 de lei împreună cu părinții lui. Da, un imorale. Da, un imorale. Dar vreau să vă spun că profesorul a avut pretenții la mult mai mult, a avut 10.000 de lei. Acum vă zic că dacă acea cauză pica la mine, să o judec eu, eu aș fi dat 10.000 de lei. Le vei că da, în lei 100 de milioane. Eu aș fi dat 10.000 de lei. Consider că este foarte grav ca un elev să înjure un profesor. Mă, nu-i colegul tău de pahar. Da, atât timp cât anumiți profesori din România, da. Își jignesc sau bat elevii. Hai să vedem. E echilibru aici. Hai să vedem. Și deci eu spun că tu ești proastă, tu spui și tu ești prost și am rezolvat problema. Nu? Sau eu te lovesc pe tine, mă lovești tu pe mine și iar am rezolvat. El devine cam continuat. Aha. Deci. Există o situație în România când noi simțim, în România, a noastră, ca oameni, când noi simțim nevoia să ne facem dreptate, nu-i așa? Da. Bun. Dar dacă eu îți fur ții telefonul mobil, îmi furi și tu telefonul mobil? Păi de ce nu există judecată? Dacă eu îți rup ții o mână, îmi rup și tu mie o mână? N-ar mai trebui să mai plătim polițiști. Nu, nu, a fost veche. Acum nu mai este. Legea talionului nu mai aplică. Ați auzit de legea talionului, da? Care spune așa, ochi pentru ochi, și dinte pentru dinte. Dinte pentru dinte, mână pentru mână. Spune în Biblie, undeva scrie acolo. Deci acum, peste 2000 de ani, oamenii se conduceau după această regulă care era a vendete sau a răzbunării. Astăzi însă nu mai avem regula răzbunării, pentru că avem niște reguli care ne guvernează toată societatea noastră. În orice relație intru cu un om, în momentul când sunt în casa mea, am regulile din casă. Când am ieșit afară, mă întâlnesc cu alți oameni, am niște reguli de respectat. De exemplu, nu ies pe stradă și dau la fiecare cum par în cap. Că zic, domne, am libertate de acțiune, fac ce vreau. Sau ies pe stradă și spun la toți, ești un prost, ești un prost, ești un tâmpit, un tâmpit, o vacă proastă, curvă și așa mai simt. Nu pot să-i spun lucrurile astea. De ce? Jignesc oameni. N-are nicio legătură cu libertatea de exprimare. Atenție! Libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a înjura. Sunt două lucruri cu tare decentă. Libertatea de exprimare, tu poți să spui, sunt de opinie că ideea ta nu este bună. Sau ideea ta este proastă. Este una cum e critica faptul. Și alta e să critici persoana. Ia gândiți-vă puțin. Eu să-ți spun ție, ești un prost față de ceea ce ai spus tu, pare a fi o prostie. Parcă totuși e o diferență, nu? Da, una e să critici fapta și alta e să critici persoana. Noi în România, dar să știi că avem aceeași lege care în străinătate. Ea spune chiar mai astfel. Dar ar trebui să le știm. Deci ce vreau să vă spun este că, în primul rând, nu ne facem dreptate singuri. Omul fiind frustrat, jignește. Atunci are el o problemă, că nu are, nu se autoprețuiește.
De el nu are stimă de sine, bine spune colega noastră. Adică el se coboară la nivelul tău și spune, tu mai porcăiți, te porcăiesc și eu. Și în felul ăsta tu ești chipul lui satisfăcut. Dar ce faci? Ce-ai făcut dreptate singur? Ori dacă fiecare v-ați face dreptate singur, noi ăștia la asta n-am mai avea și lucra, că eu sunt ăla cu legea, nu? Mai trebuie să fie judecător. Dar nu așa că ar fi un haos? Nu așa că fiecare care are o problemă și a rezolvat o singură, ar fi o nebunie întreagă? Toată lumea s-a răzbunat pe toată lumea? Vedeți-vă că în fiecare an în România avem cam 4 milioane de oameni care se judecă. Păi dacă ăștia 4 milioane de oameni și-ar apuca singur să-și facă dreptate, ar fi un haos. Adică cred că în 3 ani am terminat toată România. Jumătate ar fi în spital, jumătate la cimitir. Haideți, într-adevăr, să încercăm să respectăm regulile. Repet, când suntem acasă, avem niște reguli. Nu-i așa? Primele reguli, la, nu? Să nu dăm foc la casă, să nu lăsăm apa să curgă, să nu lăsăm lumina la baie, să nu dăm drumul la străini, da? Să închidem telefonul noaptea, sau mă rog, televizorul, să nu dăm muzica tare noaptea. Chestiile astea trebuie să le respectăm acasă. Nu trebuie să citim cu toții legile în care vă spun că există legi pentru fiecare dintre astea. Dar nu trebuie să le citim, când ne spun părinții, nu-i așa? Când ieșim pe stradă, avem niște reguli, de exemplu, ne îmbrăcăm. Ne ieșim dezbrăcați, când calcul legii dacă ești dezbrăcați. Traversez specularea? Sigur, traversez pe culoarea roșie. Tu da, traversez pe roșie. Dar eu nu permit, eu respect legea. Dacă nu am culoare la semafor și am doar zebră, traversez pe zebră, dar nu mă sui pe ea, ci traversez pe ea, da? Dar mă uit întotdeauna în partea stângă, mai întâi, și apoi în partea dreaptă, nu-i așa? Păi și dacă unul care este la volan se uită în altă direcție și e pe care se calce... Păi tocmai ți-a spus când traversezi pe zebră să te uiți în partea stângă, după care te uiți în partea dreaptă. E obligatoriu, să te asiguri că nu numai tu respecti legea, ci și altul respectă legea. Nu-i suficient ca tu să o respecti legea dacă eu vin cu mașina pe roșu și te-am călcat, nu-i așa? Hai să ne gândim. Vă mai dau un exemplu. Aveți un dispozitiv de la Segway, știți ce-i, nu? Trăcia aia pe role, așa o placă, mă pun pe ea și începe să meargă. Pe unde mergeți cu ea? Cine știe, primești o carte. Cine știe, primești o carte. Prin parcuri? Nu, parcă. Bun, în parcuri mergi, dar mă refer așa, când aveți, nu știu, trebuie să vii de la acasă la școală. Este bandă specială. Pe trotuar și pe la bicicliști. Păi, aia e pe bicicliști, nu e pe dispozitivul Segway. Pe trotuar și automat trecem prin atestă. Bravo. Asta-s. Pe trotuar mergi cu Segway-ul. Pe trotuar. Cu rolele, cu Segway, cu trotineta mergi, cu rolele mergi pe trotuar. Cu bicicleta mergi pe acel loc special pentru bicicliști și dacă nu este loc special, unde mergeți cu bicicleta? Pe margine. Pe marginea cui? Așa, pe carosabil, cât mai apropiat de trotuar, nu-i așa? Pe partea dreaptă. Dar dacă vreți să mergeți pe stradă, într-un loc unde nu aveți trotuare, pe care parte ați vrea să mergeți? Hotărâți-vă. Noroc că sunt mai două, dreapta sau să vezi. Dreapta. Păi dreapta. Hotărâți-vă. Dreapta. Dreapta. Deci, până la urmă, care e? Stânga sau dreapta? Stânga! De ce? Pentru că vin mașinile în spate, toți iau pe... Din parbriz. Da? Deci, dacă nu ai trotuar și ai stradă, nu mergi pe partea dreaptă că nu vezi mașinile în spate. Mergi pe partea stângă și mașinile vezi tot timpul din față și mergi în siguranță, te rog. Eu așa merg cu bicicleta, dar mâine că nu e legat. Atenție, nu cu bicicleta, Doamne ferește! Bicicleta, tu ești vehicul și mergi pe partea dreaptă a drumului. Eu am spus de mers ca pieton. Nu, nu, te rog frumos, hai să nu. Deci, ca pieton, nu ca biciclist, da? Îți iau carta. Nu, știu, poți ca pieton, da? Deci am înțeles aici. Deci cu dispozitivul cu rolele merge pe trotuar, cu bicicleta pe locul special, pe carosabil numai pe partea dreaptă cu bicicleta, dar când nu avem trotuar. Ca pieton, merge pe partea stângă, străzi, în general, în mediul rural se întâlnește asta, da? Ei, regulile astea toate trebuie respectate ca noi să fim în siguranță. Uneori însă oamenii nu respectă legea, de ce? Păi pentru că nu o cunosc. Acum, sincer, nu trebuie să citiți codul penal, să vedeți că scrie aici, n-ai voie să omori. Da? N-ai voie să violezi. N-ai voie să tâlhărești. N-ai voie... Și totuși legea îți dă voie să omori într-o cap. Păi da, ca în armată, nu? În armată, da. Ai obligații. Îți aperi țara. Păi și dacă este... Dacă ești patriot, te duci în armată, îți aperi țara. Te rog, spune-mi de dacă nu este un ordin. Ceva care să nu poți să salvezi nu de polițist, ca în armată. Băi, deci în armată, dacă e război, iei cușca și te duci împotriva dușmanului. Da, dacă ești în ordin ca să te ajuci un om de-a tău și tu nu vrei ca să salvezi, ce să faci? Păi stai așa, ordinul dacă este ilegal, tu nu trebuie să respecti. Păi este legal. Dacă e legal, trebuie să respecti, altfel te faci vinovat tu de comiterea unui infracțiuni. Ce mai respectat tu?
legătură. Atenție, la fel polițiștii au voie în situația în care văd că se comite o infracțiune gravă și nu pot interveni. Trebuie să someze în aer, stai că trag, păi după care a doua oară trebuie să trag în el, în sigur la picioare, ca să-l imobilizeze. Păi el cât timp mai întâi în persoană și apoi în aer. Nu, întâi în aer. Dar avem și noi niște situații în care ne se permite să atacăm o persoană, să agresăm o persoană. Da, când auto-apărare. Legitim apărare, nu auto-apărare. Auto-apărare când vreau voi să vă mutați singur la sală, da? Legitimă, adică ce înseamnă legitimă? O apărare care e permisă de lege. Da. În ce situație? Adică ești atacat și tu trebuie ca să te atacă. Dar nu ai voie să folosești o armă de calibru mai mare decât armă care te atacă. A, acum am măsurat calibru. Tu scoți o calibru, eu scot un agheu. Puțin nu poți să-l împuști. Așa, deci colegul nostru are dreptate. El ce vrea să spună? Că trebuie să existe o proporție între atac și apărare. Nu că eu îți dau o palmă și tu scoți cuțitul mie de agătul. Da? Sau el vine cu cuțitul la mine și eu scot pistolul și am tras că-s mai rapid. Nu, trebuie să ne gândim. Sigur că s-ar putea să fiu într-un tulburaș de cinuită, da? De exemplu, ești noapte. Se deschide ușa brusc la mine, stătește perete, intră niște mascați cu cuțitul în mână. Dacă am pistol, poți să-l împuști, am voie. Legea de voie. În casă. Ești în casă. Automat mascați intrați în casă mea cu o armă, nu o să spună că, domnule, sunt mascați aia de sărbătorile de iarnă. Nu, s-ar putea să fie ăștia de la DNA sau de la DICOD care sunt pentruite să mă aresteze. Dar atenție mare, s-ar putea să se deschidă odată ușa la voi. Și voi strageți în primul venit și ăla să fie, de fapt, șoferul care a greșit, pardon, șoferul, vecinul care a greșit ușa. Și în loc să intre la el acasă, că era băut, o intră la voi. Da, da, deci grijă mare, nu am putea să trageți în toți cei care intră în casă. Da, da, putem să-l faci. Putem să lăsăm ușa închisă, cu iala, cu cheia, da? Și să nu deschidem decât la persoanele care ne-am asigurat că știm cine sunt. Prin urmare, sunt oameni, repet, care încalcă legea pentru că nu o cunosc, sunt alții care o încalcă pentru că o ignoră, nu le pasă, și sunt alții care o încalcă în mod vădit. De exemplu, sunt cei care premeditează omori. Sunt cei care urmăresc victimele să le violeze, să le tâlhărească sau să le răpească. Avem majori care urmăresc copiii la școală sau acasă să îi răpească. De ce credeți? Ori trafic familiei. Partea ai fi bună, o să devină moartă, nu așa? Ori să ceară recompensă. Ori să ceară recompensă, bravo, da? Să-i vândă organe, da? Pentru prostituție, pentru cercetorie, este ceea ce se numește trafic. Trafic de minori sau trafic de persoane, dacă sunt adulți. Ei, de asemenea, legea incriminează pornografia infantilă. Nu avem voie să facem filme. Am un coleg care intră la închisoare pentru așa ceva? Pentru pornografie infantilă, da. Nu avem voie să luăm copii minori și să facem poze indecente cu ei sau filme. Nu avem voie nici măcar să le arătăm reviste porno la copii sub 13 ani. Țineți minte ce vă spun. Dacă chemați pe Facebook un copil la voi sub 13 ani, hai la mine să-ți arăt mai bine, da? Ai încurcat-o, este infracțiune, acum distinct este o infracțiune nouă apărută de 2 ani în codul penal. Dar scrișurile de ziare care au revistele expuse? Deci, trebuie să fie acoperite cu ceva, nu? Nu, chiar nu. Da, asta e poporul român care nu face reclamații. Trebuie, n-ai cum. Și dacă e nimic, să ai arăt copilului de 10 ani? Da, ai arătat. E altceva când e act educativ și altceva când actul este devine unul sexual intim. Știi? De exemplu, dacă profesorul te invite la el acasă pentru a-ți preda în particular o oră de matematică, nu e nicio problemă. Dar dacă începe să te pipăie și tu nu vrei, este viol. Dar dacă vrei, pentru el, este act sexual cu minor, nu are voie. Deci cât ești profesor, n-ai voie să te culci cu elevul. Cât ești părinte, n-ai voie să te culci cu propriul tău copil. Avem cazul de incest. Cât timp ești preot, n-ai voie să te culci cu enoriașul tăi care sunt minori. Mă refer la toate persoane sub 18 ani, ca să înțelegem. Te rog. Dacă elevul are 18 ani... Da, exact, elevul are sub 18 ani, se consideră că fiind adult, consimte în mod... fondat, adică în cunoștință de cauză ce se întâmplă cu corpul lui. Dar dacă ai sub 18 ani, se spune mai 18 ani fără zi. Și profesorul se culcă cu tine, se consideră că profesorul a beneficiat de tine folosind autoritatea lui. La fel preotul cu enoreașul, la fel, nu știu, paznicul din penitenciar cu cel pe care trebuie să-l păzească. Dacă este sub 18 ani, este incriminat de lege, repet, chiar dacă acel tânăr își exprimă voința, acordul. Da, vreau. Mă înțelegeți? Deci sub 15 ani n-am voie sub nicio formă. Iar între 15 și 18 ani atunci când există această relație de autoritate. Haideți să ne protejăm viața noastră privată, intimă.
Și haideți să știm ce avem voie și ce să facem și ce să nu.